În mod normal, televiziunea privată nu are nicio obligație să facă educație. Dar, după cum știți, de ani de zile încercăm bucățele din emisiune să nu mai fie doar de divertisment, ci să încercăm să și informăm, dacă nu să și educăm poporul. La rubrica de educație financiară astăzi încercăm să vorbim despre business-uri pe care le poți coordona, face de acasă și, de ce nu, dacă ai net bun, poate de pe o insulă. Adrian Măniuțiu vine să ne spună că se poate. Bună dimineața! Bine ai venit! Bună dimineața! Se poate? Se poate, dar trebuie privit totul ca un ciclu, ca un circuit, în sensul că putem începe de acasă, dar un business serios la un moment dat trebuie să crească. Și circuitul normal ar fi așa, începem de acasă, din bucătărie, din balcon, din hol, de unde găsim un pic de loc și putem să ne punem laptopul în brațe, după care trebuie să creștem. Da. Și dacă ne iese cum trebuie toată povestea asta, la un moment dat putem să ne întoarcem acasă, pentru că business-ul deja generează pasiv fără să mai fim noi acolo în fiecare zi. Cam asta ar fi ideea. Deci începem de acasă, începem o chestie foarte mică, ea crește și crește până la un moment la care ar putea să funcționeze și fără noi. Asta e treaba ideală. Da. Ar fi frumos, nu? Adică... Părinții mei, să știi că deja nu te cred, pentru că mersul la fabrică sau la birou pentru ei era sfânt. Ei nu cred că înțeleg că poți face treaba asta și de acasă. Să știi că eu sunt de partea părinților tăi aici, pentru că de la un anumit punct încolo nu mai e cum să gestionezi treaba ca lumea de acasă. Trebuie să... Dar e un punct de start. E un punct de start sau ceva așa pe lângă poate fi gestionat și de acasă. Și noi le-am împărțit în patru categorii. Hai să vedem. O să vedem patru idei sau patru categorii de idei pe care vrem să le dăm mai departe. Știi că am emoții, asta ți-am spus și la început, dar nu pentru povestea asta cu cele patru idei pe care trebuie să spunem, ci pentru ce urmează după. Am postat și pe Facebook că urmează un anunț important la finalul poveștilor noastre de astăzi. Oare ce-o fi, oare ce-o fi. Dar să revenim acum la partea asta de afaceri făcute de acasă. Începem cu freelancing-ul. E un termen așa generic, dar să știi că în freelancing sunt niște lucruri, dacă sunteți o persoană creativă, pe care le puteți începe de acasă, veți genera foarte multă notorietate în jurul celor cu care lucrați, iar în timp treaba asta se poate dezvolta într-o afacere, într-un proiect foarte lucrativ. Conținutul pentru copii este foarte căutat și nu trebuie neapărat să fiți de meserie. Dacă aveți talent, dacă aveți condei, dacă aveți idei, că poate fi conținut video, poate fi conținut audio, deci conținutul pentru copii este ultra, ultra căutat, indiferent de formă. Consumul e foarte ridicat, e foarte apreciat de publicitari, e o zonă în care se poate merge. Dacă aveți o voce de Morgan Freeman, luați-vă un microfon și încercați să faceți oferte de voice-over. În principiu, e bine să fii actor profesionist pentru așa ceva sau să fii de meserie, dar, din nou, dacă e un talent născut acolo, se pot face bani foarte frumoși din dublare sau din voce. Ceva ce se poate face de acasă. Grafică, design, fotografie, desen, lucrurile astea pot fi făcute foarte bine de acasă, dar, din nou, presupune un talent creativ. Partea interesantă, pentru cei mai puțin talentați la partea de creație, intervine la comerțul online. Okay. Respectiv la partea asta de trading. Și aici o să trec foarte repede prin câteva lucruri. Puteți cumpăra angro și vinde on detail, adică cumpărați ceva în cantități mai mari, le vindeți după aia la bucată și vă folosiți de platforme consacrate. Nu încercați să vă faceți un online shop propriu, www.businessulmeu.ro, pentru că șansele să prindă rădăcini și cineva să aibă încredere în ceva mic și nișat sunt foarte mici. Atunci, mai bine vă lipiți în foarte multe platforme, și internaționale și românești, care permit mini-shop-uri în interiorul shop-ului mare și o chestiune care, cu răbdare, dacă aduceți produsele cu răbdare, nu e de pe o zi pe alta, cu răbdare ar putea să genereze niște venituri interesante. Uite, un proiect nou dezvoltat și tot mai cerut, personal shopper, adică cineva care să se ocupe de cumpărături pentru tine. Nu doar cele alimentare, tot felul de... Da, e tot mai căutat. Și-a dat Măniuțiu jos ceasul, e ceva. Am dat jos ceasul că trebuie să văd exact timpul, că altfel nu mai avem... Se întâmplă ceva. Sunt oameni care sunt plătiți să meargă să facă niște cumpărături pentru alți oameni care n-au timp? Da. Păi și de unde? Și se câștigă bani foarte mulți cu treaba asta, pentru că e procentual din suma pe care o cheltuiești. Ah. Dacă omul ăla are nevoie de o mașină,
cu accesoriile potrivite, lucrurile deja devin interesante. Am văzut pe cineva lângă mine în mall de curând, jur. A, era pe video și arăta niște Adidas. Da, și treaba, cu genul de cumpărături în offline, așa cum obișnuiam să le facem, se practică. Dar e o chestiune care necesită pricepere, necesită talente și în zona de comunicare. Trebuie să fii așa un animal social foarte feroce ca să reușești să faci treaba asta. Dar e o idee, vă dau doar idei. Nu spun că toate funcționează pentru fiecare dintre cei care ne ascultă, dar sunt lucruri interesante. Și un concept, și cu asta o să închei partea de comerț, drop shipping. Dropshipping-ul ăsta n-am reușit să-l traduc în română, dar e un concept foarte interesant. Începi să vinzi produse, îți construiești un magazin virtual, dar nu trece nimic pe la tine. Tu doar încasezi banii, tu vinzi produsele altora, prezinți stocurile altora, da. Și riscul tău este foarte mic. Ești un fel de importator, distribuitor, dar vânzător. Dar te bazezi pe skills-urile tale de marketer, exact. Pentru că trebuie să fii mai vizibil în țara ta sau în piața ta decât ăla primul de ar fi vândut el pe banii aia. Aici e. Foarte interesantă și partea de asistență. Partea de asistență unde, nu știu, uite, notam aici, poți să faci partea de social media, în sensul că poți să te ocupi de paginile de Facebook ale cuiva. Sigur, nu vei prinde conturi foarte mari de corporații de la început, dar poți să începi și poți să gestionezi mai multe conturi. Sunt niște venituri suplimentare care poți... Dau un exemplu eu aici, noi ca restaurant, ne-am săturat să tot postăm noi. Ne-am dat seama că a plăti un salariu întreg pentru cineva care să facă postările astea este enorm pentru un restaurant și veniturile unui restaurant normal de cartier. Și atunci gândiți-vă că în schimb unei sume mici poți plăti pe cineva care să facă treaba asta în mod repetitiv. Sigur, acel cineva ia puțin de la tine, puțin de la tine, puțin de la tine și poate să țină Facebook-ul pentru 10 restaurante și face niște bani foarte frumoși de acasă. Exact. La fel se poate face un ban suplimentar și cu orele particulare, cu meditațiile. Nu știu dacă o să vă puteți lua foarte multe case din meditații, dar ideea este că meditații se pot face cu siguranță și asigură un venit suplimentar. Ultima idee, dar aici trebuie doar să explorați ceea ce puteți să faceți cu adevărat. Scurios ce zice Vlăduț. Homemade food, adică mâncare făcută în casă sau decorațiuni făcute în casă, chestiuni făcute în casă, homemade. Și aici de la, nu știu, de la zacuscă, la murături, la gemuri, la marmelade, la cozonaci, că vin sărbătorile și ne plac cozonacii, la tot felul de prăjituri, dacă sunt prezentate ca lumea, pentru că ține foarte mult de marketing, cu un site potrivit, partea asta de bio, de făcut în casă, de gătit ca bunica, ca la mama acasă, funcționează foarte, foarte bine. De asemenea, dacă sunteți pregătiți să faceți o mică investiție, partea de decorațiuni sau de design interior cu un printer 3D se pot face lucruri foarte interesante. Adică sunt tone de tutoriale pe net despre treaba asta. Depinde de voi. Ideea e să vă pricepeți cât de cât și să vă facă plăcere. O să vină și bănuții. La un moment dat. La un și acum dat, anunțul. Da. Aoleu, anunțul. V-am spus că am emoții. Mâine dăm drumul unui proiect foarte important pentru mine, foarte drag mie și foarte important pentru, aș spune, chiar o țară întreagă. Se numește România e Invictus. E un proiect dedicat militarilor răniți în teatrele de operații. România are peste 177 de militari răniți în Irak, în Afganistan, chiar și în Kuwait, în Bosnia e un rănit. De-a lungul timpului. Rănit înseamnă, pentru cei de acasă, rănit înseamnă că ți s-a schimbat total viața, nu că te-a zgâriat la un moment dat un cui dintr-un gard. Nu, e ceva absolut tulburător. Au trecut prin cei mai mulți dintre ei, prin foarte multe intervenții chirurgicale, au chiar se folosesc de proteze, dar au hotărât să mute lupta în arena sportivă, ceea ce este fantastic. E un proiect Invictus, e un proiect de educație, în primul rând, e un proiect de conștientizare, e un proiect care să ne țină departe de nepăsare și să arătăm că stresul post-traumatic poate fi depășit, că războiul e ceva inutil, dar că uneori e un sacrificiu necesar ca cineva să țină lucrurile sub control. E vorba despre puterea dialogului, importanța păcii. Sunt niște lucruri foarte importante și s-a format această grupare inițiată de prințul Harry, prințul de Wales, care a spus, nu, e nevoie de niște jocuri, sunt niște jocuri paralimpice, dacă vrei, unde militarii răniți din toate echipele NATO se strâng, an de an, acum din cauza, sau la 2 ani, acum din cauza pandemiei s-a anulat. Următorul joc e la Haga. Aici sunt o parte dintre cei care duc echipa Invictus România mai departe, capitanul Gabi Ion, colonelul Patrick Luca, foarte mulți alți voluntari, Marian Ilie. Încercăm să strângem 177.000 de euro.
pentru 177 de militari răniți. Bine, ăsta ar fi lotul așa ultra lărgit. Lotul principal e de 20 de militari. Pentru Haga, pentru jocul următor, e nevoie de device-uri medicale, de proteze, de pregătire, de antrenament, de biciclete speciale, de arcuri. Unde ne înscriem sau unde citim de proiect? Invictusromania.ro. Mâine dăm drumul oficial proiectului. Vom pedala simbolic din Pitești spre Curtea de Argeș, spre Batalionul 33 Vânător de Munte. Va fi și generalul postul cu noi, șeful statului major al armatei. Va fi frumos. Și am și o surpriză pentru voi pentru săptămâna viitoare. Las-o legat de treaba cu Invictus, dar e pentru săptămâna viitoare. Mă pui să pedalez până la Curtea de Argeș, că nu pot. No. Deci România e Invictus. Mulțumim, n-am știut că ai și asemenea preocupări, te urmărim online să ne vedem cu bine.